Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 69-a ediție a analizelor economice, un proiect comun Indiz Viitor și privesc că eu toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina noastră oficială, a Indiz Viitor, a privesc eu sau pe pagina mea ionita.md, unde la rubrica analize economice sunt toate edițiile precedente. Astăzi vreau să discutăm un subiect care este continuarea subiectului de data trecută, însă îl vom aborda sub un alt aspect și denumirea am dat-o veniturile oficiale ale populației și cele neobservate. Nu prea vreau să folosesc cuvântul neoficial, că deodată dă o conotație negativă. Deci populația Republicii Moldova câștigă bani, fie prin salarii, fie prin pensii care le primesc, însă oamenii au producția agricolă pe care o vând, primesc remitențe de peste hotare, există salarii, implic un lucru, un fenomen negativ, care noi sperăm că va dispărea, dar până ce este. Deci apare o întrebare firească, totuși câți bani câștigă moldovenii, din ce cauza această întrebare firească apare, cel puțin din două motive. Să nu uităm, am vorbit la trecută, Banca Națională în prezent a năsprit, în baza legii care a apărut, a năsprit politica de creditare a persoanelor fizice, după aceasta CNPF-ul a năsprit politica de creditare a persoanelor fizice de către companiile de microfinanțare, în prezent, practic, avem un blocaj în tot ce înseamnă creditare persoanelor fizice, dar haideți să zicem așa, tot ce este legat cu consumul nu cred că este bine, dar cumva înțelegem. Discuranjăm consumul, încurajăm economiile. Dar mai avem un aspect despre care nu s-a vorbit și anume că persoanele fizice practică și ei activitate de antreprenoriat. Mai mult ca atât, iau împrumuturi pentru activitățile lor în calitate de persoană fizică, fără a fi înregistrate, fără a fi persoană juridică și atunci noi prin această politică descurajăm luarea din împrumuturi pentru afaceri a persoanelor fizice. Ele și așa erau foarte mici, acum am să vă dau cifrele, pur și simplu sunt derizorii cifrele, ele și erau foarte mici, însă acum practic devine imposibil creditarea persoanelor fizice datorită acestor înăspriri a politicii monetare. Mai mult ca atâta, în spațiul rural, populația în cea mai mare parte este ocupată în agricultură. Nu vorbesc de cei care sunt angajați sau care au întreprinderi. Vorbesc de persoanele fizice care practică activitatea agricolă, inclusiv pentru subzistență, inclusiv pentru a vinde anumite producții agricole. În afară de agricultură, în spațiul rural, ce avem noi? Avem învățământ, avem serviciile publice, avem servicii, cum ar fi magazini, frizerii, deci tot ce înseamnă serviciile populației, și gata. Practic, unica activitate economică care există în spațiul rural este agricultura. Ori, cea mai mare parte a activității agricole este în afara spațiului oficial. Și aceasta permite legislația. Deci, legislația Republicii Moldova nu cere micilor producători agricoli să se înregistreze, nu cere unui cetățean care produce în cantități micuți să facă anumite rapoarte. Și acum avem o situație în care oamenii câștigă bani din această activitate agricolă, oamenii se împrumută, fie de la bănci, fie de la companii de microfinanțare, iar în prezent, grație noilor reglementări, ei nu pot să-și demonstreze veniturile lor din simplu motiv că toate aceste venituri vin din economia neobservată. Folosesc noțiunea economie neobservată deoarece ei activează legal, nu încalcă nici o lege, statul nu are nici un fel de pretenție la ei, pur și simplu veniturile lor sunt din economia neobservată. Însă, ca să înțelegem fenomenul problemei, am încercat să estimăm cam care este volumul de venituri pe care cetățenii Republicii Moldova le vor avea în acest an și, cum îmi place mie, am dat dinamica pe mai mulți ani de zile ca să vedem o comparație. Primul grafic nu este atât de clar, al doilea va fi unul mai clar, dar primul este necesar din ce cauză. În primul rând, noi foarte clar putem calcula cam care vor fi veniturile salariale. În acest an noi le anticipăm să vor fi circa 71 de miliarde lei. Deci 71 de miliarde lei sunt veniturile oficiale care le primesc cetățenii Republicii Moldova. Al doilea, ce putem calcula noi, sunt pensiile și prestațiile sociale, care iarăși le putem determina destul de clar, 34,2 miliarde lei. Acestea sunt două surse de bază care în cea mai mare parte noi o putem demonstra, nu că nu o putem demonstra, dar noi o știm exact, sunt datele oficiale, deci acestea sunt plăți oficiale asupra căror există documente de proveniența banilor.
Suplimentar, noi avem activități individuale agricole unde biroul de statistică ne oferă anumite date, noi putem face anumite estimări, evident, cifre pot fi îmbunătățite, dar aceste date, deja noi știm aceste venituri, însă ele, cum să zic, aici deja începe calitatea de estimare a lor. Le vedem în acest an 21 de miliarde. Și trei sunt cel mai mare bloc, alte venituri, care diferă de toate celelalte care ne-a spus mai în față. Aici aș include două tipuri de venituri clare. Primul sunt remitențele. La remitență avem o problemă. Din ce cauză? Că noi avem datele oficiale privind remitențele, însă, spre exemplu, noi am avut ani când remitențele erau 1,2 miliarde lei, iar populația vindea valută 2 miliarde, în ce 1,2 miliarde de dolari, iar populația vindea valută de 2 miliarde de dolari. Și în fiecare an așa avem o vânzare a valutei cu mult mai mare decât oamenii primesc. Am avut o ediție specială când voi publica această ediție analizei economice, voi da link la surse, unde am vorbit despre modul cum primesc oamenii bani de peste hotare. Deci de a ști volumul real de remitențe, nu sunt suficiente datele oficiale ale Băncii Naționale, din simplu motiv că pe lângă banii pe care cetățenii noștri îi primesc în mod oficial prin sistemele oficiale de transfer a banilor, mai există cel puțin câteva modalități prin care banii aduc acasă. Ajung acasă. Una, oamenii trimit cu rutiera, de-am știut toată lumea, trimit bani acasă, ei singuri aduc bani acasă. Și trei, mai este încă un instrument care acum este destul de mare amploare, noi estimăm undeva la 2 miliarde și jumătate de lei, sunt cardurile străine care circulă în Republica Moldova, ele au fost emise pe scostare de către o anumită bancă, pe numele unui rude de-a noastră, au transmis-o acasă și rudele noastre aici deja acasă fac cheltuieli cu ele. Noi volumul total de remitență îl estimăm foarte simplu și anume, noi știm oficial câți bani au fost adus și apoi IDIS viitorul anual realizează sondaje în baza căror noi facem măsurări pentru a vedea câți bani primesc cetățenii noștri în afara banilor care vin pe căi oficiale. Undeva îți primește suplimentar la ceea ce avem noi oficial, să-mi adaug undeva 20% în prezent. Cu cât mai multe sondaje vom realiza, cu atât calitatea datelor va crește și noi vom putea face estimări mai bune. De aceea, astăzi vă prezentăm datele doar în baza a câtorva sondaje, însă cu timpul să nu vă mirați că aceste date se vor modifica și vor fi mai mult. O altă problemă care o avem este salariile. Da, noi știm că există salarii oficiale, însă pe lângă salariile oficiale mai există și salariile neoficiale. Cum putem estima salariile neoficiale? Iarăși, în baza sondajelor, noi deja de câțiva ani la rând, realizăm sondaje așa, pentru așa numitele salarii în plic. Aceste salarii în plic, trebuie să o spunem partea bună și iarăși am făcut o ediție, vă voi da link atunci când voi publica, veți vedea link-ul în publicații, am făcut o ediție de analize economice unde am estimat salariile în plic. Partea bună, când prezent, salariile în plic scad destul de puternic. Dacă înainte ele erau peste 22% din salarii, oamenii spuneau că le primesc în plic, în prezent noi avem mai puțin de 20%. Avem un fenomen, mai puțin de undeva aproape 10%. Pur și simplu, am prea repede, vorbesc de atâta. Deci noi avem un fenomen clar de reducere a salariilor în plic, însă el până ce persistă. Din acest motiv, noi avem datele oficiale privind veniturile populației, iar pe de altă parte avem venituri, tot care pot fi măsurate, tot care pot fi evaluate destul de corect, însă asupra lor nu există careva documente oficiale, deoarece nu este nevoie. Dacă în cazul unor transferuri de peste hotare mai poți obține unele documente oficiale, în cazul producției agricole, practic este imposibil. Ori anume cetățenii care prelucrează terenuri și persoanele fizici care cresc în sate și unica lor activitate economică în sate este cea din agricultură, ei sunt cei mai vulnerabili că nu au documente confirmative, iar acum, conform noilor reglementări, tu nu poți obține credite dacă nu ai venituri oficiale, iar la ei toate veniturile chiar nu sunt oficiale. Din acest motiv, noi riscăm să blocăm orice activitate de creditare a persoanelor din zonele rurale. În opinia mea, este un lucru inadmisibil. Haideți acum să ne uităm la un grafic mai simplu.
Dacă vă uitați pe linia de sus, dau care sunt volumul veniturilor totale ale populației. Încă o dată vreau să repet, sunt niște volume estimative care se bazează pe datele oficiale plus pe datele din cel puțin 8 sondaje realizate de IDIS Viitorul legate de banii sub formă de remitențe cum vin în țară și legate de forma care omul primește salariul. Oficial sau în plic, sau jumătate oficial, jumătate în plic. Dacă observăm atent, până în anul 2016, în Republica Moldova, domina veniturile neobservate. Deci veniturile oficiale, în 2016, veniturile oficiale erau la nivel de 52,4 miliarde de lei, iar neoficiale 52,8. Practic am ajuns la un echilibru. Toți anii precedenți observați că veniturile oficiale erau cu mult mai mici decât veniturile neoficiale. După 2017, situația a început să inverseze datorită la doi factori. Primul, remitențele în prezent nu mai joacă rolul care l-au jucat undeva până în anul 2012-2013-2014. Ele rămâne a fi mare, comparativ cu salariile la noi, ele sunt cu mult mai mici. Și doi, din 2017 noi am ușurat politica, presiunea fiscală pe salariat și am înăsprit puțin evaziunea fiscală legată de salariați, lucru care a dus la scăderea salariului în plic. Acest lucru noi l-am măsurat și prin sondajele noastre, respectiv în prezent fenomenul salariului în plic a scăzut destul de puternic, dar oricum, astăzi, în acest an, noi vom avea circa 105 miliarde de lei venituri oficiale, dintre care o parte considerabilă, o treime, sunt sub formă de pensii și pensionarii, de regulă, număr să iei credit pentru activități economice, iar 76 de miliarde de lei sunt venituri neoficiale comparabile, chiar mai mari decât salariile plătite. Scurt spunând, oamenii continuu să primească neoficial mai mult decât primesc salarii oficiale. Respectiv, toți acești oameni au o dificultate. Am spus că cea mai mare problemă legată cu înăsprirea politicii de creditare a persoanelor fizice ține anume de creditarea, nu mă voi opri astăzi la ipotecă, care tot avem probleme, nu mă voi opri la credite de consum, mă opresc doar la creditarea persoanelor fizice care iau bani pentru desfășurarea unei activități economice, pentru antreprenoriat. Și aici vreau să atrag atenția, persoane fizice care desfășoară activitatea de antreprenoriat fără a avea o înregistrare careva, cum ar fi societate cu răspundere limitată, deci el rămâne în continuare persoană fizică și el nu poate să-și demonstreze veniturile. Deoarece cea mai mare problemă ține de persoanele care activează în agricultură, persoanele fizice care activează în agricultură, în domeniul rural, am luat producția agricolă. Uitați-vă atent ce se întâmplă. Eu, ca să fie datele mai interesante, eu am publicat acest grafic, dar acum mai public încă o dată, în alt context, ce am făcut eu? Toată producția agricolă din Republica Moldova am calculat-o la valoarea leului din 2021. De ce am luat așa? Ca să mi fie foarte clar cam cât am produs noi. Dacă observați atenți, în 2021 producția noastră agricolă a fost de 46 de miliarde de lei, cu mult mai jos față de nivelul record care a fost întins în 87 de 65,9 miliarde de lei și aproximativ egal cu producția agricolă din momentul obținerii independenței. Însă eu astăzi vreau să atrag atenția la altceva. Până în anul 2020, dacă observați atenți, producția agricolă din sectorul individual, care este economia neobservată, ceea ce vorbim noi, domina producția agricolă, 17,8 comparativ cu 13 miliarde de lei. Până în anul 2020, întreprinderile agricole erau în minoritate, deci producția agricolă generată de întreprindere era cu mult mai mică decât sectorul individual. Doar în anul 2021 noi avem o, datorită anului fără precedent de bun, am avut practic o explozie a producției agricole în domeniul gospodăriilor agricole și începând cu 2021 producția agricolă în sectorul întreprinderilor domină de cel individual, oricum acel individual rămâne destul de ridicat. Ce înseamnă lucrul acesta? Că noi, de fapt, în zonele rurale, aproape jumătate din toată activitatea economică agricolă este în afara economiei
oficial, este, tot este, încă o dată vreau să repet, nu este economie ilegală. Statul le permite agricultorilor să practică această activitate agricolă, el nu are niciun fel de obligații fiscale față de stat decât să-și plătească anumite taxe și oamenii le plătesc, însă veniturile lor nu pot fi oficializate. Deci oamenii care practică această activitate, noi putem măsura veniturile lor, dar el nu poate veni cu anumite documente prin care să arăt că a avut anumite venituri. Ce avem în concluzie? Activitatea de creditare pentru persoanele fizice care practică antreprenoriatul era una destul de slabă și a rămas până în prezent destul de slabă. O creștere plăpând am început să registrăm după căderea continuă până în 2019. În acest an creșterea a continuat, iar acum avem riscul stupăm. Datele pe care le prezint astăzi sunt doar datele din sectorul bancar. În sectorul nebancar, și acum sper că această ediție analizelor economice va fi auzită și de către directorii companiilor de microfinanțare, în sectorul nebancar, datele care sunt oferite sunt prea generale ca să-ți permită să faci o analiză detaliată, dar noi, dacă va fi un interes din partea companiilor, suntem gata să facem o analiză în cooperare cu companiile de microfinanțare pentru a vedea care este situația și acolo, dar situația este în felul următor. Marea majoritate a împrumuturilor care se iau fie pentru persoanele fizice, deci cel mai mare volum de împrumuturi sau persoanele fizice pentru consum, doi, se ia leasing persoanele fizice pentru procurarea de automobile, se iau persoanele juridice pentru procurarea de automobile și trei, se iau decât persoanele juridice pentru activități economice, aici noi nu ne oprim, și patru se iau decât persoanele fizice, tot care practică toate antreprenoriat. De ce la suma de bani care o vedeți aici date de către bănci, noi avem și o sumă comparativă date de către sectorul nebancar, cred că suma este plus minus aceeași. Observați atent, în anul 2014 oamenii au luat 1,5 miliarde de lei credite pentru desfășurarea unei activități economice. După aceasta, la noi am avut un boom de creditare. Oamenii luau credite de consum, oamenii luau credite ipotecare, însă creditele pentru activitatea economică scădeau continuu. Deci creditele populației creșteau, însă oamenii luau bani pentru a mânca banii aceștia, nu pentru a face o activitate economică. Și a scăzut până în 2018. Am ajuns la 0,74 miliarde lei. Din 2018 avem o creștere continuă. Evident, această creștere pe grafic arată frumos, dar realitatea este una incomparabil de micuță față de creditele care le-au luat oamenii pentru consum, iar anul acesta noi avem un risc real că această creștere care a început din 2018 să se stopeze. Care este concluzia de bază? Autoritățile statului trebuie să aibă o politică monetară prudențială, noi înțelegem acest lucru, trebuie să aibă niște reglementări clare, însă excesul de reglementare duce la blocarea creditării populației sub formă de consum. Și aici, să zicem, e o chestiune de gust. Dacă așa se dorește, nu e o problemă. Dar cel mai mare risc care îl avem noi este că putem să blocăm creditarea persoanelor fizice care vor să întreprindă o activitate antreprenorială. Această creditare și așa este una foarte plăpândă. Această creditare și așa populația nu prea iau împrumuturi. Oamenii preferă să ia bani pentru consum și nu preferă pentru afaceri. Numărul persoanelor care iau credit pentru afaceri este unul destul de micuț. El a început să crească foarte, să zicem așa, plăpând începând cu 2018, iar în prezent riscăm să o stopăm. Concluzia este următoarea. Atâta timp cât la sate cea mai mare parte a veniturilor în zonele rurale practică proporție de 90% la persoanele fizice care vin să ia credit de la bancă pentru activitate agricolă, veniturile lor practicând în mare absolută majoritate de cazuri în proporție de 90% sunt venituri neoficiale. În astfel de condiții, posibilitatea lui de a se împrumuta pentru a desfășura o activitate agricolă, practic, ajunge la zero. Din acest motiv, este necesar să aducem anumite specificări clare de ceea ce înseamnă creditarea persoanelor fizice
pentru activități antreprenoriale și în mod special creditare persoanelor fizice în zonele rurale și creditarea persoanelor fizice în domeniul agriculturii. Acestea sunt practic ramurile care sunt cel mai vulnerabile sub aspect de dovadă a veniturilor în condiția când oamenii au venituri, veniturile acestea sunt legale, însă ele nu sunt oficiale. Vreau încă o dată să repet, noi vorbim despre venituri legale, însă neoficiale. În aceste condiții, noi trebuie să oferim omului o șansă ca el să poată împrumuta, să poată desfășura activitatea agricolă și să nu stopăm o creștere și așa foarte slabă a creditării persoanelor fizice în domeniul antreprenoriatului. Vă mulțumesc, până data viitoare!